Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu ediția specială. În această seară, așa cum am anticipat în promo-ul pe care l-ați văzut probabil cu toții în aceste zile, vom discuta despre alegerile locale din Roma care se vor desfășura, din toată Italia, care se vor desfășura în perioada 26-27 mai. În această seară vom avea în studio o parte din candidații la Consiliul Român, la Consiliul Local din Roma și prin telefon vom asculta, vom afla mai multe, vom discuta cu candidații la consiliile de sector, de fapt la Consiliul Sectorului 6. De altfel, a trebuit să ne supunem unei normative care este în vigoare în Italia în ceea ce privește dezbaterile televizive. Este vorba despre legea din 28 din 2000 și delibera AGCOM numărul 243 din 2010. Și a trebuit să decidem care dintre sectoarele Romei ar să le privilegiem, cu care dintre candidați să discutăm. Și asta dintr-un motiv foarte simplu, că trebuie să dedicăm același spațiu fiecărui candidat la primărie, care este considerat subiectul politic principal. Astfel vă închipuiți 19 candidați numai la primăria Romei și la primărie de sector câteva zeci. Motiv pentru care am decis să alegem sectorul în care locuiesc cei mai mulți români și în același timp în care candidează cei mai mulți români. Vom discuta și despre procedura de vot. Mihai Muntean, așa cum am anunțat, este colegul cu care voi prezenta această emisiune. Mihai, explică-le telespectatorilor noștri cum se votează. Bună seara, dragi telespectatori, cei din Italia și cei de acasă care vor vedea această emisiune pe internet. Trebuie mai întâi, înainte de a începe, ar trebui să amintim că acest tip de emisiune este o premieră în Italia și probabil că și în Europa, dacă nu chiar în lume, în comunitățile românești, la nivel de comunicare media, pe probleme politice și în special într-o campanie electorală. Deci, cred că o putem califica ca și un eveniment important. Trecând la ceea ce ne interesează pe noi, după cum știți, la Roma sunt 19 candidați pentru primărie, care sunt colegați la 40 de liste, o cifră enormă, pentru că fiecare listă are cel puțin 43-44, dacă nu chiar 48 de candidați. Deci vă închipuiți ce aglomerație de candidați. Cât am înțeles, tot buletinul electoral are vreun metru jumătate. Căruia se adaugă municipiile, fiecare dintre ele cu cel puțin 20 de liste. Noi am în pregătirea emisiunii, ne-am scos toate datele posibile pentru a vă putea da dumneavoastră, pentru a da candidaților o imagine cât mai corectă și mai aproape de adevăr a fenomenului electoral și a fenomenului electoral pentru candidații noștri și pentru comunitatea românească din Italia. Este bine de specificat că am contactat de altfel toate birourile, comitetele electorale a tuturor candidaților la primăria Romei și am solicitat să ne trimită un reprezentant cu care să discutăm, tocmai pentru a păstra aceste reguli ale așa numitului par condiciu, care prevede într-adevăr să avem câte un reprezentant pentru fiecare listă. Din păcate, mulți nu ne-au răspuns și cei care nu ne-au răspuns, totuși va trebui să folosim acel timp de emisie pe care l-am prevăzut, așa cum prevăd, după cum spuneam, aceste reguli, îl vom utiliza pentru a vă da alte informații care, sperăm noi, vă vor fi utile. Da, pentru că ai amintit de cei care n-au răspuns, mai există o categorie mică, ce este foarte drept, care nu au dorit să răspundă, nu știu, să facă față probabil unui interviu, nu mi-explic, pentru că este o posibilitate de a dialoga cu cei care cu cei cărora le cer votul. Mihai, poate a fost teamă de tine, ce știu eu. Nu știu dacă sunt în stare să sperii vreun candidat. Nu am față de balaur, nu cred. Mulțumesc. Așadar, să-i lăsăm pe cei care au ales să nu răspundă, să ne privească de acasă. Probabil că un vot, spre exemplu, al meu la municipiul 1, unde românii număr pe degete, nu trebuie nimănui, fiind ceilalți votanți care pot să facă numărul și să aleagă candidatul. Dar să nu intrăm în aceste polemici. Perfect. Nu, era o chestie care ar fi merita amintită ca și model de comportament la modul așa nu.
Așa, nu cu siguranță. Perfect. Și acum să trecem la explicația pe scurt. Da, avem și un model, ce-i drept... Siglele și listele care sunt doar ca exemplu, a nu se înțelege că vrem să facem propagandă vreunui partid sau vreunei liste în mod deosebit, ci doar să vă explicăm cum se votează în primul rând la Consiliul Local și, pe de altă parte, și la primărie. Așadar avem scheda, să spunem așa, buletinul de vot albastru și buletinul de vot roz bombon. Buletinul de vot roz bombon este cel pentru municipiu, iar celălalt albastru este pentru primăria generală a Romei. Da, deci în primă instanță... Arată-l tu și eu explic. Tu deci, explici și eu arăt telespectatorilor. Ceea ce trebuie să facă cei care au decis și sperăm să fie cât mai mulți dintre cei care s-au înscris pe listele electorale suplimentare ca să poată vota... trebuie să... sunt mai multe variante. Să pună semnul X, să tragă un X pe una dintre liste. Deci, în prima instanță, pe numele candidatului la primărie, care este în această parte aici, deci oricine ar fi, cel pe care îl preferați, un X, deci pe numele candidatului la primărie, iar apoi pe una dintre listele pe care le găsiți alături de numele candidatului. În partea din stânga trebuie să scrieți numele candidatului la Consiliul Local. Puteți vota doi candidați la Consiliul Local, doar că trebuie să fie un bărbat și o femeie. Nu contează ordinea, dacă prima bărbatul sau prima femeie, important este să fie pe aceeași listă, să candideze în același colegiu sau în același sector sau la Consiliul Local și neapărat să fie pe aceeași listă. Pe de altă parte, puteți, așa zisul voto disjunto, cum este numit, mai există o opțiune. Puteți să spunem că preferați un candidat pentru primărie, dar candidații la Consiliul Local de pe cu totul altă listă sau care sprijină cu totul și cu totul al primar. Atunci, puneți semnul X pe numele primarului pe care îl doriți, iar pe cealaltă listă, deci în dreptul celuilalt primar, la lista în care se regăsește preferința dumneavoastră pentru Consiliul Comunal, puneți X doar pe listă, de data aceea nu și pe celălalt primar, pentru că altfel se anulează votul, iar apoi, după cum spuneam și mai devreme, scrieți numele candidatului sau candidaților, un bărbat și o femeie neapărat, pe care doriți să-i votați la Consiliul Local din Roma. În cazul în care nu puneți semnul X pe numele candidatului la primărie, dar îl puneți pe lista pe una din listele care îl susțin, automat votul ajunge și la candidatul primar. Pe de altă parte, în cazul în care ați decis să dați două preferințe, una unui bărbat și cealaltă unei femei, și vi se întâmplă să greșiți, poate ați spus două femei sau ați spus doi bărbați, trebuie să știți că votul este valabil, doar că cea de-a doua preferință se anulează. Toate acestea fiind spuse, să vă prezentăm și candidații pe care îi avem în acest moment în studio. Voi începe cu prezentările de la stânga mea spre dreapta, cu toate că, evident, ordinea în care sunt așezați candidații este cu totul și cu totul aleatoare. Discutăm, deci, cu doamna Stella Camelia Enescu, care candidează pe lista la Destra Storace, sprijinind primarul Alemano. Apoi Valerica Țarcă, care candidează pe lista civică per Marino Sindaco, deci sprijină pe Ignazio Marino ca și primar. Apoi Valentina Ciobănescu, lista Alfio Marchini Sindaco. Iar ne-a ajuns alături de noi de curând și Iulian Bobe, pe lista Sinistra per Riforma Rifondazioni Comunisti Italiani, care îl sprijină pe primar Medici. Așadar, începem cu doamna Enescu. Câteva cuvinte despre dumneavoastră. Cine este Stella Camelia Enescu? Stella Camelia Enescu. Sunt profesoară de pian, sunt din Brașov. Am absolvit conservatorul la Cluj, promoția 1981. Am lucrat 22 de ani ca profesoară de pian la școala de artă, deci conservatorul din Brașov.
După căderea lui Ceaușescu, am început să lucrez în televiziunea din Brașov. Am realizat și prezentat numeroase emisiuni în televiziune, în radio, la Societatea Română de Difuziune. Am prezentat foarte multe spectacole, am făcut turnee în România cu artiști și cântăreți români. De când sunt în Italia, întâmplător am ajuns pentru a șaptea oară ca turistă în Italia. L-am întâlnit pe soțul meu, care a zis, halt, vreau să te iau de nevastă. Povestea care se întâmplă probabil la multe femei, întâlnesc soțul ideal. M-am căsătorit și iată-mă aici de 10 ani. Ce meserie faceți acum în Italia? Deci eu sunt jurnalistă, ziaristă, și sunt președinta Asociației Solidarity, care se ocupă de persoane cu handicap, de persoane marginate din punct de vedere social și fizic și de familiile lor, pentru că asistență socială deja o au. Dar ne gândim și la sufletul și la spiritul lor. Mulțumesc, din păcate o să cer să fim conciși pentru că avem timpul foarte, foarte limitat. Pot să completez doar atât? Am și prezentat foarte multe spectacole în Italia, la teatre din Roma, mulțumim. Viterbo și Latina. Mulțumim. Acum îi dăm cuvântul doamnei Valerica Țarcă. Bună seara! Da, eu sunt Valerica Țarcă, am 49 de ani, vin din Deva, județul Hunedoara, de origine sunt din județul Botoșani. Am făcut Facultatea de Științe Economice la Timișoara. În Italia sunt din 1991 și deci mă ocup de ceva timp de comunitatea românească, fiind și președinta unei asociații culturale, Academia Eugen Ionescu. Mă ocup și de politică. Sunt o profesionistă, de fapt. Lucrez ca și broker de asigurări și reasigurări la o societate din Roma. Lucrez și ca administrator de blocuri la nivel profesionist pe cont propriu. Și în plus mă ocup și de politică, așa cum unii dintre dumneavoastră știți. Fac parte, sunt membra al Partidului Democrat Italian. Acum am ajuns și la doamna Valentina Ciobănescu. Deci, bună seara, doamnă! Bună seara! Mă scuzați, sunt puțin răcită și am o voce destul de răgușită. Deci, sunt Valentina Ciobănescu, am 54 de ani, sunt absolventă a Institutului Politehnic București. Am venit în Italia prima dată în 95, m-am stabilit în 2001, cu ambii copii am rămas în Italia, la o promisiune de a fi angajată ca și inginer într-o societate care nu s-a mai realizat. Rămânând fără această promisiune de angajare, a trebuit să mă descurc singură și atunci am învățat foarte, foarte, foarte multe lucruri, mai ales că în 2001 eram cetățeni extracomunitari, era foarte greu, foarte, foarte greu să reușești să-ți obții documente și să-ți legalizezi șederea și mai ales să-ți găsești o muncă, deci să lucrezi, să găsești un loc de muncă. Am învățat aceste lucruri pe, să spunem, din experiență și mi-am deschis eu o agenție în 2003 pentru a, în urma experiențelor personale și a documentărilor, o agenție pentru a ajuta cetățenii români și nu numai, cetățenii străini cu care funcționez și în prezent. Acum și iată că în sfârșit avem și un bărbat printre noi, printre candidați, domnul Iulian Boben. Ce le puteți spune despre dumneavoastră? Bună seara, mă numesc Iulian Boben, am 32 de ani. Sunt foarte încântat să fim împreună în seara aceasta. Sunt căsătorit, am un fiu. Aici la Roma studiez la un doctorat într-o universitate catolică și pentru a-mi putea întreține și familia și studiile, lucrez într-o firmă de vigilanță sub aripa renumitei Sipro. Apoi sunt voluntar în diverse inițiative, mai ales în ceea ce privește comunitatea de români din Roma. Sunt aproape de cei care se ocupă de româncele care se prostituează aici în Roma. În ce fel vă ocupați? În ce sens? În sensul că împreună cu o asociație a Bisericii Catolice mergem în diferite locuri unde se află aceste doamne și le oferim asistență. Sunt
membru în Partidul Alianța Socialistă și sunt candidat pe listele, pe lista Sinistra pe Roma. Țin să amintesc că această listă... Intrăm în detaliile programului și a istoricului partidului în momentul următor. De apartenență. Avem la telefon, dacă nu mă înșel, și al cincilea, cincea candidat, dacă putem să numim așa, este vorba de Ionela Narcisa Rădan. Candidează la Consiliul Local, la Consiliul Comunal de Roma Capitale, pe lista Fronte Giustiția Lista, și sprijină candidatul la primărie, Mara. Bună seara! Bună seara! Ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Deja ceilalți invitați s-au prezentat, deci așteptăm și dumneavoastră să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Deja oftați? Eu am candidat acest pat ca să dezbatem un pic problemele. Dar dumneavoastră de cât timp sunteți în Italia? Îmi cer scuze. Eu 8-9 ani de zile. 8-9 ani de zile. Și de unde sunteți din România? Din București. Din București. Aici, deci, locuiți la Roma. Cu ce vă ocupați? Eu aici în Italia lucrez special sunt croitor, dar lucrez ca toți alții menajeri. Am observat o ezitare în a spune că sunteți croitor. Nu cred că este niciun fel de rușine pentru a ne prezenta cu meseriile pe care le facem. Nici măcar pentru noi. Perfect. Toată lumea încercă, italienii încercă cum și ei să le găsească de muncă ca și noi. Ce făceați în țară? Nu vă aud prea bine. Ce făceați în țară? Ce meserie aveați? Eu croitoreasă. Ah, perfect. Croitoreasă, perfect. Dumneavoastră, deci, candidați pe Fronte Giustiția Lista. Cum de-ați ales această listă? Am ales această listă tocmai în cinciza faptului că sperăm să facem un pic mai mult, să ne exprimăm mai bine. Cum vreți numai să vă exprimați? Spuneți. Dumneavoastră sunteți candidată, din câte am înțeles, și la... Mă auziți? Da. Din câte am înțeles, sunteți candidată și la Consiliul de Sector, la municipiul 5 și 6, corect? Pe aceeași listă, nu? Da. Și ce vă doriți? Noi putem totuși să... împreună și cu soțul meu încercăm să luptăm un pic mai mult pentru drepturile noastre, pentru că în ultimul timp nu se mai ajunge la sfârșitul lunii, indiferent cât de mult ai încercat să economisești, indiferent cât ai încercat de mult să... Vă auzim. Soțul dumneavoastră, deci, candidează împreună cu dumneavoastră, este italian? Da, el este italian. Am înțeles. Și sunt candidați pe aceeași listă? Da. De ce ați ales să candidați în trei locuri, la primăria generală și alte două sectoare? Nu vi se pare foarte dispersiv? Încercăm să ne unim forțe din mai multe puncte. Încercăm să fim în ultimele săptămâni, am încercat să fim cât mai mulți. Să fiți cât mai mulți cum? O singură persoană să fiți cât mai mulți? Un fel de dedublare? Am încercat să vorbim, să ne întâlnim, să... Deci, dumneavoastră de pe lista de la Primăria Generală vă întâlniți cu dumneavoastră de pe lista de la sectorul 1 sau 2? E așa? Nu, în sensul că
cum să vă explic, eu am fost în sectorul meu, acolo, în sectorul, sector 5 și 6, care am încercat să, printre românii noștri, să încercat să, să ne unim și să... Să încercăm să facem, să fim cât mai mulți și să reușim să facem... Am o întrebare. Dacă veți fi aleasă să spunem la ceea ce vă doresc, atât la cele două sectoare, cât și la primăria generală, la care veți renunța sau cum veți proceda în acest caz? La care sector țineți mai mult? De care sunteți mai mult legată din moment ce ați candidat în două? Înseamnă că sunteți legată de amândouă, dar probabil cu o preferință o aveți. Nu, aș prefera mai mult să fiu în sectorul meu, acolo unde cunosc mai multă lume, acolo unde suntem mai mulți. Sigur. Și oricum, cred că așa, nu știu, sper să fie acolo mai mult, să fim acolo sper mai mult. Acolo sper să reușim și să fim... Ce doriți să le transmiteți românilor care locuiesc, de fapt alegătorilor dumneavoastră în general? Le transmit să mai aibă un pic de răbdare și să totuși să... Cum v-ați făcut campania electorală? În campanie electorală... Cum v-ați făcut-o? Să spun asta? Am înțeles. Bun, să mulțumim foarte mult. Vă mulțumim foarte mult. Din păcate, timpul nostru la dispoziție este foarte scurt. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Cred și vă urăm mult succes în această cred că și electoratul electorală. S-a lămurit și va da votul în măsura în care va simți că le-ați transmis ceea ce ei și-ar dori să audă și să simtă din partea dumneavoastră ca un eventual reprezentant. Mulțumim frumos! Eu, sincer, am avut multe emoții și eu am avut mai mult de spus în momentul în care m-am întâlnit cu ei pe stradă și am avut, cum să spun eu, discuții în față. Sigur, da. Numai că va trebui să vi le învingeți emoțiile, pentru că în Consiliul Comunal sau Municipal este o groapă cu lei. Acolo, dacă ai intrat cu emoții, ești mâncat din prima secundă. Suntem convinși că va reuși. Vom vedea! Sărut mâna, mulțumim. Stimată, doamnă. Mulțumim. Mulțumim frumos pentru intervenție. O seară plăcută. La să continuăm deci prezentarea noastră și acum discutând tocmai cu doamna, tocmai pentru că era prin telefon, am încercat să concentrăm totul într-o singură discuție, să acoperim întreaga perioadă pe care o aveam la dispoziție cu dumneai. Și aș începe în aceeași ordine cu care am început prezentare. Exact, da, dar așa cum v-am prezentat, deci începând de la doamna Enescu și până la domnul Bobe. Ce doriți, de ce aceeași întrebare, ce doriți să faceți pentru alegătorii dumneavoastră, ce vă propuneți să faceți pentru sectorul în care locuiți sau pentru primăria în care locuiți și așa mai departe? În primul rând avem datoria, acum că ne prezentăm la Consiliul Primăriei din Roma, să gestionăm Republica Romană, de care suntem orgolioși, pentru că le datorim nașterea, certificatul nostru de naștere. Pot să fac o mică paranteză care se află foarte pe columna scurtă lui Traian. Din păcate nu am văzut foarte mulți români la inaugurarea a 1900 eveniment important a fost lunea trecută, 1900 de ani de la inaugurarea columnei lui Traian. Din păcate foarte luni? Puțini. A fost lunea? Da, lunea dimineața. Lunea mi se pare că e o zi de lucru pentru care oamenii au venit. Bine, probabil nu. E o critică justă, dar nu în contextul unei zile de luni, să zicem așa. Bine, i-ați făcut avocatul diavolului în acest moment. Ba, înseamnă că bine, avem vreo 1.500.000 de diavoli în Italia care au venit la muncă. Nu, mai sunt nu și care nu lucrează probabil lungi din ea. Bine, sigur, nu. Acum, n-am vrut să fie o critică. Sigur. O părere de rău, mai degrabă decât o critică.
ne întoarcem sigur la fierul discuției. Deci, cum eu nu am făcut niciodată politică și nici nu am vrut să intru, dar au fost foarte multe povești, nici în România, sunt chiar orgolioasă să spun că nu am fost membră de partid. Familia mea nu a fost comunistă, din cauza asta știți foarte bine cum s-a suferit în acei ani în România. Nu am, ierarhic, nu am avansat niciodată. Dar bine, asta este o poveste trecută, nu are rost, dar vroiam să subliniez că nu am făcut politică, nu am fost membră de partid niciodată, nu am fost comunistă, nu sunt și nu o să fiu absolut niciodată. Am să fac tot posibilul pentru că, deci cum am ajuns aici, au fost foarte multe povești, au venit, având această asociație, am întâlnit foarte mulți români, pe lângă alți străini, dar care s-au plâns pentru situații dramatice, fetițe care au fost violate sau maltratate chiar de către italieni, Colf, Badante, care lucrează și care familiile s-au purtat absolut înfiorător, povești care ți se facă să ți se ridice părul absolut măciucă, cum spunem noi, probleme de sănătate, persoane cu tumori grave, care nici până în ziua de astăzi nu au primit ajutoare, copii care nu găsesc locuri în grădinițe. Despre școală încă nu am auzit și nu cred că sunt probleme, pentru că cu mândrie cred că putem spune, copiii noștri sunt deștepți și fac față cu bine la școală și chiar depășesc, au rezultate dar, foarte bune. Lista, mă rog, partidul lui Francesco Storace nu s-a arătat deseori foarte mărinimos, dacă putem spune așa, foarte cu românii, ba din păcate. Foarte lejer, din cauza aceasta mă aflu. Probabil am fost aleasă, am și titlul probabil, pentru că având foarte mulți prieteni în rândul partidului și sunt reprezentate de studioul Pistolesi Saudeli, având foarte multe discuții pe această temă, apropo de români, de faptele deplorabile care au făcut românii, pentru că nu toate sunt foarte frumoase, din păcate au pătat urât de tot credibilitatea noastră și trebuie să facem absolut tot posibilul ca să reparăm ceva și să punem lucrurile cât de cât repet, la punct. Discutăm totuși despre o formațiune politică care la un moment dat în fața ambasadei României la Vatican spunea că suntem cu toții asasini. Mă refer la undeva prin 2008, dacă nu mă înșel. Deci, suntem în 2013, lucrurile s-au schimbat și din moment ce eu mă aflu aici, ca și candidata lor la primăria Romei, în Consiliul Comunal, înseamnă că lucrurile s-au schimbat și vrem într-adevăr să facem ceva, să schimbăm imaginea românilor prin integrare, prin cooperare, să luptăm împotriva prejudiciilor, pentru că nu toți românii sunt criminali, delincuenți, prostitute. Suntem un popor cu o mare demnitate și cultură. Mulțumesc. Trecem acum la doamna Țarcă. Deci, aceeași întrebare, ce doriți să faceți pentru teritoriul în care locuiți și, evident, și pentru românii? Bine, teritoriul nostru este Roma. Noi ne simțim foarte orgolioși că suntem cetățeni ai Romei. Vrem să fim considerați la același nivel cu toți ceilalți locuitori ai Romei. Asta este un principiu foarte important al partidului în care eu militez. Este și motivul pentru care eu mă candidez cu o listă civică al candidatului Ignazio Marino, care promovează principii de egalitate și de cooperare, de administrare împreună cu toate comunitățile de străini care locuiesc la Roma, împreună cu, bineînțeles, cu cei din Roma. Și eu cred că suntem o comunitate foarte importantă, nici eu n-am făcut politică niciodată, n-am fost membru al Partidului Comunist, zic din păcate, asta este părerea mea sinceră, pentru că totuși exact Partidul Comunist din România, în fine, ne-a pregătit la un anumit nivel și ne-a dat anumite profesii, dar nu am făcut politică în România, politică am făcut în Italia, în momentul în care am simțit că noi trebuie să ne implicăm din punct de vedere și social în primul rând, dar și politic, ca să demonstrăm că suntem o comunitate importantă, suntem la fel ca ceilalți, suntem oameni care valorăm
și vrem să fim și să trăim la același nivel cu toți ceilalți. Dar în același timp faceți parte și din PSD, deci n-ați pierdut în totalitate. Bineînțeles, deci ca om de stânga voi milita întotdeauna pentru orice partid de stânga și în Chile, dacă mă duc, voi fi tot de stânga sau în Japonia. Da, ceea ce nu înțeleg este legătura cu un partid din țară. Adică, bine, ok, militați aici într-un partid de stânga și este absolut normal, dar de ce legătura cu un partid din țară? Adică vă ajută cu ceva sau nu? Care nu. Este... Deci mi se pare o legătură mult mai puternică cu acea parte a politicii pe care eu o reprezint. Și când mi-ați amintit că prietena mea Alina a amintit de situația asta cu partidele în România, în Italia. Știu că există un protocol semnat între partidul din România și partidul omolog de aici, prin care cel din România se angaja să sprijine candidații care vor încerca norocul, pentru că de noroc vorbim în situația asta de astăzi la Roma și în Italia din partea comunității românești, în alegeri. Să nu fim răutăcioși, Mihai, ne așteptăm la o susținere. Ați simțit această susținere pe care ei au semnat-o? Nu foarte mult, din păcate, nu am simțit-o foarte mult. La început, după semnarea acelui protocol, au fost foarte bune intenții. Partidul Democrat Italian ne-a pus la dispoziție ceea ce se putea în condițiile în care suntem cu toții. După care nu am simțit foarte mult sprijinul celor din România. Bine, nu este exclus să-l avem și noi, bine, mai mult ne sprijinim cei din PSD, diaspora, din Italia. Eu mă gândesc că ar veni, dacă n-a venit acum, cândva arde sufletul pentru alegeri. Da, este într-adevăr. Și că va veni post. Mie mi-ar fi plăcut foarte mult ca pe noi să ne sprijine politicii din țară și mie nu mi-aș fi plăcut, vă mărturisesc de ce. Știu. Dar aveam nevoie, nu suntem atât de puternici și avem nevoie totuși de sprijinul celor din România, de sprijinul tuturor românilor și bineînțeles. O mică întrebare, da. Și unul dintre telespectatori ne-a semnalat o întreagă polemică pe tema unor scrisori pe care l-ați trimis acasă la România, în care, mă rog, mesajul este foarte național. Nu se contrazice oarecum cu politica partidului dumneavoastră? Nu se contrazice, pentru că eu fac politică, am intrat în politică, bineînțeles în stânga, pentru că mie mi se pare că totuși este politica de stânga cea care poate să ne ajute, dar eu țin foarte mult la comunitatea mea. Deci primul motiv pentru care eu am făcut politică este pentru că eu îmi iubesc foarte mult comunitatea. Sunt patriotă, nu știu, probabil că este un termen demodat, nu știu ce să zic, nu mă interesează părerea celorlalți. Au fost chiar și jurnaliști români care de râd acest termen de patriotism, dar eu sunt patriotă. Eu țin foarte mult la comunitatea mea și ăsta este motivul pentru care am intrat în politică, pentru care mă prezint la alegeri și pentru care, în momentul în care voi fi, sper, aleasă, voi lupta în continuare atât pentru guvernarea Romei în general, cât și pentru promovarea comunității românești. Din nou suntem, cum am spus, suntem contra cronometru, îmi cer scuze. O să-i dăm cuvântul și doamnei Valentina Ciobănescu. Doamnă, și dumneavoastră, ascultăm, ce doriți să faceți pentru românii din Italia, din Roma, pentru, mă rog, pentru capitala Italiei? Pentru capitala mai puțin, pentru că o persoană singură nu poate face nimic. Și asta o spun de la început. O persoană, chiar dacă va fi aleasă, oricare din cei prezenți sau oricare din... Dacă nu este ajutată de comunitate, de colaboratori, de toți ceilalți, nu poate face nimic. Nici fizic, nici material, nici altfel. Este imposibil. Și asta eu o spun din proprie experiență, pentru că... deci, în primul rând, eu candidez pe lista lui Alfio Marchini, care este un întreprinzător particular. Eu consider că o persoană care știe să-și gestioneze o societate și are profit, poate să gestioneze o capitală și să aducă profit și să-și plătească toate datoriile care le are față de societatea de transport, față de alte societăți care își așteaptă de ani întregi să-și primească banii. Deci au trecut mai mult de un an, sunt societăți care nu și-au primit banii, salariile angajații acestor societăți care aparțin de primărie. Și apoi, acest Alfio Marchini, eu nu-l cunosc personal.
Eu am ajuns pe lista lui, propusă de către un colaborator de-al meu, Valeriu Cianciuli, care a fost în 2008 până în 2013 consilier la primăria Romei cu partidul PDL, deci cu Berlusconi, iar acum a trecut pe lista lui Alfio Marchini pentru că a avut restrângeri sau constrângeri, dacă vreți, politice în a aproba niște proiecte de legi care nu erau, nu considera că nu trebuie aprobate. Și atunci a plecat din acest partid. Spuneați tocmai de Alfio Marchini, mă rog că l-ați, fără să fie, fac neapărat o comparație, dar spuneați de faptul că fiind întreprinzător vă inspiră încredere. Știm că și Silvio Berlusconi este un întreprinzător chiar de succes, dar ni se pare că nu a făcut totuși o, să spunem, în ceea ce privește gestiunea Italiei, nu s-a descurcat la fel de bine ca la fel cum s-a descurcat. S-ar putea să fie vârsta. Pentru că ajungând la o anumită vârstă, să nu te mai intereseze binele celorlalți și numai binele tău. S-ar putea. Acest Alfio Marchini este destul de tânăr, deci eu zic că are și puterea și capacitatea de a gestiona această primărie. Și apoi el a făcut un lucru care mie mi-a plăcut foarte mult. Eu am o vârstă, am 54 de ani. În schimb, pe lista lui sunt foarte, foarte mulți tineri. Pe când pe la partide, persoanele care candidează sunt de o anumită vârstă, deci cam de vârsta mea sunt. Deci el a dat libertatea tinerilor și a propus și i-a împins înainte pe tineri, care ei trebuie să gestioneze, ei sunt viitorul. Nu persoane care stau de ani de zile și ajung consilieri și care își protejează propriile interese. Care au fost criteriile pe care v-au ales pe dumneavoastră și nu pe altcineva să candideze pe lista respectivă? Deci criteriul, v-am spus, este acest avocat Valeriu Cianciuli, cu care eu lucrez din 2003 și care m-a ajutat să rezolv foarte multe probleme ale românilor, printre care decrete de expulzare anulate, înregistrarea copiilor la școală, când încă părinții nu aveau documente în regulă și nu erau primiți la școală. Reîntregirea familiei, mergeam în comisariate împreună, aproape jumătate de Italia am fost împreună ca să rezolvăm dosare care erau respinse de comisariate care nu acordau reîntregirea să vină soțul sau soția în Italia. El mi-a propus să vin cunoscându-mi activitatea, cunoscând comunitatea, cunoscând ceea ce am făcut eu și atunci eu am fost de acord. Program? Nu am program, nu fac parte din niciun partid, în schimb foarte multă lume știe ce ajutor a primit de la mine, știe că sunt o persoană care ascult și ajut, competentă în a da sfaturile necesare. Mulțumim foarte mult. Să trecem microfonul domnului Iulian Bobe să ne spună. Da, mulțumesc. Despre mine vreau să spun că nu sunt membru în Rifondazione Comunista sau alte partide de stânga din Italia. Sunt membru în Partidul Alianța Socialistă din România și am fost recomandat de către președintele acestui partid, domnul Constantin Rotaru. Candidez la Roma, în Consiliul Primăriei din Roma, pentru că atunci când am activat voluntar în Roma, în diferite locuri și în diverse activități, am observat problemele majore cu care se confruntă comunitatea de români și români în general. Și aș vrea ca să dau numai câteva probleme care cred eu că sunt deosebit de importante și de luat în seamă. În primul rând, munca la negru. Cea mai mare parte dintre românii cu care am stat de vorbă lucrează la negru, fără contracte în regulă sau, cum spune un actor italian, contracte in grigio, adică pe jumătate. Credeți că ar putea fi combătută un fel de management? Acestea pot fi combătute luând legătura și luând măsuri drastice împotriva celor care angajează la negru și, pe lângă măsurile drastice, niște măsuri de ușurare a taxelor și de a facilita modalitățile de angajare și de impozitare a salariilor și a plății românilor. Ce să vă spun? Cunosc români care au suferit accidente. Cea mai mare parte dintre românii pe care îi cunosc și chiar din familia mea
lucrează la negru. O situație inadmisibilă într-o comunitate europeană și dacă vrem să mergem în alte țări din Europa, mă gândesc la Germania, mă gândesc la Elveția, care nu e chiar tocmai în Europa, vedem că situația românilor și a celor care lucrează este alta, Suedia și așa mai departe. Apoi, o altă problemă pe care vreau să o sesizez este problema romilor. Sunt niște enclave, niște locuri în care au fost puși acești oameni și locuri în care ei continuă activitățile lor de criminalistice. Nu vreau să spun, nu sunt absolut deloc intolerant sau împotriva romilor, sub nicio formă. Îi iubesc pe frații mei romi, pe conaționalii mei. S-au creat oportunități în așa fel încât acești oameni să se ocupe cu altceva, să aibă o ocupație până în prezent, din ceea ce știți? Din câte știu eu, domnul fost primar Veltroni și apoi, continuând linia domnului Veltroni, domnul Alemano, a reușit să-i pună în diferite locuri în Roma și practic să-i, între ghilimele, să-i expulzeze de restul societății romane. Nu știu exact activitățile primăriei în privința acestor persoane, decât această susținere de a-i emargina. O altă problemă pe care vreau să o sesizez și am sesizat-o chiar de la începutul, de la prezentarea mea, este problema prostituției. Activez cu o asociația unei parohii catolice. Da, mai repede. Avem un minut, îmi cer scuze. Și cu rușine o spun că la ultima întâlnire, la ultima activitate a noastră, am întâlnit timp de 2 ore pe Salaria numai femei românce. Bine, dar asta e, cred, o problemă care s-ar putea rezolva la nivel guvernativ. Nu văd în ce măsură ar Roma putea poate, fi Roma rezolv... poate, primăria poate să ia măsuri pentru a ajuta integrarea normală a acestor femei. Am auzit suferințe teribile de la viol și așa mai departe. Da, dar e o problemă de cod penal, o problemă de cod de procedură penală. Deci nu cred că poate cineva să facă pe șeriful, zic. Și apoi mai e o problemă de educație. Dacă n-ar fi o cerere, n-ar exista oferta. Tocmai, deci, tocmai. Trebuie luptat acolo unde, împotriva... Acolo unde masculii, îi numim mascul pentru că bărbați nu pot fi, recurg la serviciile fetelor care stau pe stradă, se vor găsi întotdeauna destule oferte, mai ales dintre cele care preferă, în loc să câștige 50 de euro spălând vase într-un restaurant, câștigă 200 stând pe stradă în acea zi. Asta ca idee. Situația, repede spun. Am discutat cu multe femei care se prostituează și multe dintre ele ignoră oarecum riscurile la care sunt supuse, psihologice, fizice, bolile pe care le pot contacta pe Salaria și în alte locuri unde se prostituează. Și vreau să vă spun că cei care lucrează în această asociație au întâlniri periodice cu aceste fete în afara străzii și acolo încearcă să le ajute să se reintegreze. Și vreau să cu bucurie spun că unele dintre ele care s-au reintegrat lucrează cinstit, s-au căsătorit și și-au schimbat viața. Întrebare pentru toți patru. Câți români s-au înscris în listele electorale la nivel de comune din Roma? 4.000, circa 4.000 de persoane. 6.000 sunt. Eu știu că numai acum în jur de 4.500, cu 1.600 care erau înainte, au ajuns la 6.000 și... Eu știu de la oficiul electoral de ieri că sunt 4.000 și vreo 200. Ne-a confirmat și consilierul Roca în interviul care l-a avut săptămâna trecută. Întrebare, credeți că sunt suficiente ca voturi ca să deveniți, adică să puteți fi aleși ca și consilieri? Nu m-am interesat câte voturi trebuie pentru un post de consilier, nu știu exact câte voturi trebuie. Bine, acum că... s-a redus numărul. Eu zic că trebuie câte în cap. Dar, cât mai multe. O altă întrebare. Aveți idee la nivelul municipiilor în care locuiți câți români s-au înscris pe listă? Da, eu știu. Deci eu fac parte din municipiul 6, fostul municipiu 8, care sunt cei mai numeroși înscriși pe listele electorale, sunt 2000 de români care au cerut și au buletinele de vot.
În același timp sunt și cel mai mare număr de candidați, după cum știm. Am și evidența celor din celelalte municipii, pentru că eu am scris tuturor românilor așa, da, cum așa, chiar, și deci știu exact. Vreau să vă întreb, tocmai pentru că fusese o polemică și cu, adică oricine, orice candidat ar putea avea acces la lista cu adresele tuturor oamenilor. Bineînțeles. Deci există un standard din punctul ăsta de vedere. Exact. Toți cei care au cerut la Biroul Electoral Central să aibă lista celor care sunt înscriși au dreptul în mod legal candidații. Să aibă această listă. Candidații. Exact. Doar candidații. Candidații exact. Care s-au fost scriși pe listele la Biroul Electoral au dreptul de a primi adresele nu, și numele. Ca să-i lămurim și pe telespectatorii noștri, pentru că am primit mai multe întrebări de genul acesta pe e-mail de la mai mulți telespectatori care au primit nu doar de la candidații români, ci și de la candidații italieni aceste scrisori în care erau invitați să meargă la vot și tocmai pentru a-i lămuri. Deci, dragi telespectatori, nu este nimic ilegal. Orice candidat la Consiliul Local poate să ceară aceste liste. Chiar și eu am primit scrisoare de la doamna Valentina. Deci v-a scris și între... Nu, eu n-am scris la absolut nimeni, nu cred că ați primit deci, scrisoare eu de la Valentina am scris tuturor celor bun, care am s-au ajuns și ajuns la absolut legal. Aș vrea să-ți fac o precizare și anume, câte voturi avem nevoie ca să intrăm? După părerea mea, cred că trebuie 1000 de voturi, dar asta nu înseamnă că trebuie să primim voturile și numai de la cetățenii români. Deci, noi trăim într-o comunitate, deci române, dar trăim și în Italia. Deci trăim la Roma, trăim, avem prieteni, avem cunoștințe, avem rude care sunt cetățeni italieni, care ne pot vota. Deci Aș vrea o întrebare. Acesta a fost motivul pentru care eu nu m-am interesat câți din municipiul 16 sunt români înscriși, pentru că eu aștept ca și comunitatea italiană și italienii să ne voteze. Pentru că sunt probleme care îi ating foarte mult și pe ei. Am ajuns la acest punct și întrebarea, următoarea ar fi cum v-ați făcut campania electorală? Exact. La cât oameni ați ajuns din cei care... Doamna Enescu, pe care am lăsat-o și vă rog vorbiți pe rând și telegrafic, pentru că nu mai avem... Eu telegrafic, apropo, l-o spun în italiană, pasaparola. Deci, atât, fără scrisori, fără nimic, fără absolut austerity total. Dar vroiam să spun înainte, aș vrea tare mult să nu mai spunem întotdeauna suntem români, într-adevăr, dar să nu ne mai tot legăm, vreau să ajungem la acel nivel încât să spunem, facem parte, suntem italieni. Ne-am integrat atât de bine încât suntem italieni. Stăm în Italia. România, Italia au rădăcină comună. Avem un certificat de naștere, cum am spus înainte, columna lui Traian. Cred că suntem singurul popor din lume care are un certificat de naștere în Forul Roman, absolut, la Roma. Absolut de acord. Absolut. Doamna Valerica? Deci eu n-aș vrea, sincer, să ne integrăm chiar atât de mult. Eu aș vrea ca și comunitatea românească să devină așa cum este comunitatea italiană din America. Eu îi admir foarte mult pentru cât sunt de uniți și cum au transmis aceste tradiții ale comunității și îmi doresc să fim la același nivel cu italienii și cu toate celelalte comunități de străini, dar totuși să avem o identitatea noastră ca și comunitatea românească. Pe scurt, cum v-ați făcut campanie electorală? Da. Deci este la Doamna a fost la mea, este prima mea experiență din punctul ăsta de vedere și atunci am primit și o sfaturile celor care sunt mai experți decât mine. Am cerut, așa ca și doamna Valentina, lista celor înscriși, în primul rând ar românilor, pentru că în primul rând vreau să mă adresez comunității românești, pentru care vreau să fac foarte multe chestii și pe urmă, bineînțeles, că am făcut o campanie electorală și pentru italieni cu alte puncte care știu că interesează pe ei mai mult și am încercat tot printre prieteni și eu sunt căsătorită cu un italian, am și eu o familie italiană, am prieteni și, și sunt foarte mult și aceste copii mixte în care sunt italieni și români și probabil așteptăm voturi și din partea lor. Unde ați dăduce mai mare receptivitate, la italieni sau la români, privința campaniei electorale pe care v-ați făcut? Da, într-adevăr, mi se pare foarte bună întrebarea, pentru că, într-adevăr, am notat și eu diferența de stil între români și italieni. Deci, noi românii, ca de obicei, suntem foarte prietenoși, da, cum să nu te ajutăm, te votăm toți, nu e absolut nicio problemă. În practică, probabil vom vedea cum stau lucrurile, pentru că deja la înscrierea pe testele electorale, mulți mi-au zis... Să nu fim foarte, și după cum spunea, vă rog eu frumos, să menținem răspunsurile scurte, pentru că, într-adevăr, am foarte puțin. Da.
Haideți să auzim și după aceea facem o roată. Știți cum se spune, faceți roata, nu fiți hoți. Deci, în primul și în primul rând am trimis scrisoarea, 4500 de scrisori, iar în al doilea rând, eu de când lucrez din 2003, am trei registre cu numerele de telefon ale persoanelor care au apelat la mine din diverse, în diverse situații și am trimis acestor persoane, am contactat. În afară de asta, pentru faptul că fiica mea candidează la un post de consilier la municipiu, sectorul 8, ex-11. Deci am fost și cu ea în campanie pe municipiu 11 și vă pot spune că majoritatea pe parte a cetățenilor italieni. Mai puțin român, nu v-a fost teamă dacă sunteți candidat și dumneavoastră și fata dumneavoastră pe două, bineînțeles, poziții diferite, nu v-a fost teamă să nu fiți acuzați de nepotism, ceea ce s-a întâmplat, dacă vă aduceți aminte și când au fost... Nu, atâta timp cât v-am spus, eu nu-l cunosc pe acesta Alfio Marchini, deci nu ne cunoaștem, nu ne știm, nici pe mine, nici pe fiica mea. Nu deci ne-am văzut, ne-am întâlnit doar când s-a făcut lista și atunci ne-am cunoscut. Și apoi ea este, merge pe partea de municipiu, eu merg pe partea de primăria Romei. Vreau să vă spun că am alocat pentru campania electorală a mea personală 20 de euro, prin care am făcut câteva afișe electorale. În rest, am luat legătura cu românii pe care îi cunosc, am scris pe internet, la prieteni și la cunoștințe. Am văzut și niște filmate pe YouTube. Și două filmări de YouTube pentru care am cheltuit circa 20 de minute. O filmare de un minut și jumătate și alta de două minute. Și apoi vreau să vă spun că nu am ținut să trimit aceste scrisori, nu am știut că este legal sau ilegal, dar eu sunt un voluntar, activez ca voluntar și în cazul în care un român și eu, dacă aș fi ales în primăria Romei, voi continua să lucrez voluntar pentru comunitatea de români. Pe mine nu mă interesează niciun fel de interes decât binele comun și binele românilor. Am urmărit și eu videoclipul, unul dintre ele, nu știu dacă, cred că unul l-am urmărit, da. Și m-au surprins două puncte din program. Erați așa la un birou impozant cu o seamă de dosare, biroul dumneavoastră, bănesc. Nu. Este biroul Federației Sinistra pe Roma. Era un birou... Nu, pentru că în momentul în care vezi o asemenea scenă, unul își imaginează, uite, domne, adevărat, să lăsăm de o parte de decorul. Și dar sunt cele două puncte care pe mine m-au surprins un pic. Cel din program în care spuneați că luptați pentru reducerea chiriilor, unul, și al doilea, că dumneavoastră vă doriți un stat laic și încheiați așa să ne ajute Dumnezeu. Mi se par două chestii care se leagă foarte puțin. Cum? Încep cu al doilea punct, statul laic. Vreau să vă spun că eu personal sunt creștin și cred în Dumnezeu, sunt un credincios și cine mă cunoaște mă știe că sunt un creștin, dar în cazul în care aș fi ales în postura de consilier în Roma, eu militez pentru stat laic. De ce? Pentru că eu, ca și consilier în Roma, trebuie să fiu echidistant pentru fiecare. Un exemplu, dacă eu aș fi catolic și cei mai mulți ar fi sau sunt români, eu nu trebuie să mă raportez la ei confesional, ci oarecum post-confesional, să respect pe fiecare, să-i ajut pe fiecare în problemele pe care le au, omenește vorbind. Și apoi, cu chiria... Vreau să vă spun, nu spun exact, dar banii și ani se zice că nu se spun. Eu câștig de la primul job în jur de 1000 de euro. De la al doilea nu contează. Nu mi se pare normal ca o chirie în Roma să fie aproape egală sau dacă nu peste salariul. Eu aș propune o reglementare la nivel de Roma prin care chiar privații care, deci, dincolo de apartamentele sociale pe care casele populare pentru care eu militez și vreau ca să se construiască în Roma cât mai multe case populare, chiar după modelul tovarășului Ceaușescu. Sunt investiții enorme. Da, primăria Romei are deja o problemă de buget foarte mare. Eu cred. Extraordinar de mare. Știți că dacă la nivel mondial omenirea
ar da bani care se dau pe războaie, n-ar mai muri nimeni de foame. Zilnic mor 30.000 de copii de foame. Dacă omenirea ar investi în altă parte. Dar asta este decizii la nivel global, nu e o decizie pe care putem să o luăm noi la nivel de primărie. Deci la nivel local aș propune ca să nu depășească chiria pentru un apartament în Roma mai mult de 30% dintr-un salariu. Okay. Acum eu am un dubiu referitor la problema asta. Eu nu știu cum v-ați putea descurca cu proprietarul unei case în momentul în care tu te duci și spui, știi, domne, eu am un salariu așa, uite, ți-aduc adeverința, tu trebuie să-mi faci plafonul ăsta de chirie, cam unde te trimite? Deci dacă ar fi o reglementare la nivel de Roma... Reglementare de ce? Cum poți tu să reglementezi pe poți să intervin, poți să intervin, există reglementare. Și am eu caz concret, deci nu, există pentru casele populare, nu pentru... Nu pentru casele, nu. Și pentru privat, deci, numai nu ajunge acolo unde vreau eu. Contractele care se înregistrează la Agenția de Intrate și se specifică suma care se plătește ca și chirie, trebuie să respecte un anumit barem. De zonă, de cartier. Deci dacă se depășește, chiriașul dă în judecată proprietarul de casă și primește înapoi suma. Dar nu de asta era vorba, stimată doamnă, de aceste plafoane, care este foarte adevărat, ci de dorința care undeva ar fi legitimă, dar din pentru punct de vedere că legii, proprietarii de casă nu cunosc acest lucru și atunci ei cer niște sume care sunt absolut... Nu, dar eu vă întreb, vi se pare normal ca să plătești o chirie atât cât câștigi? Trebuie să încercăm, Mihai, te rog eu frumos. Vreau o chirie în plafonul de salariu. Te rog eu frumos să încetăm, pentru că altfel riscăm să depășim. Mergem mai departe. Da, suntem către finalul acestei dezbateri. O să vă rog în 10 secunde un mesaj către alegători. Din păcate, timpul nostru chiar s-a epuizat și mai avem încă a doua parte a emisiunii în care vom asculta pe ceilalți candidați la Consiliul Sectorului 6. Începem cu doamna Enescu, căreia mai dăm 30 de secunde pentru că a stat tăcută în perioada în care a existat această dezbatere, idem și Valericăi. Și apoi o să trebuiască să vă mulțumim pentru prezență. Din păcate, v-am spus, timpul este foarte scurt, ne bazăm pe niște reguli foarte, foarte dure, impuse de Agicom, nu le-am impus noi, din păcate, ne-am fi dorit mai mult timp, dar asta este. Deci, doamna Enescu, un mesaj către alegătorii dumneavoastră. Știu că este foarte greu, auzeam pe doamna Valerica înainte, a întâlnit românii, este fericită, care vor să vină cu entuziasm să voteze și sunt atât de fericiți de chestia asta. Din păcate, nu cred că este chiar așa și să nu fim ipocriți. Eu nu am fost niciodată ipocrită și hai să nu ne ascundem după un deget. Sunt foarte mulți români dezamăgiți, din păcate, deluzionați de absolut tot ce se întâmplă în jur, de situația în care se află ei, din păcate și din situația economică, de unde pleacă tot necazul, din păcate, dar vă rog din suflet, veniți și votați. Ne ajutați pe noi și vă ajutați pe voi, în primul rând, pentru că poate că împreună vom reuși să facem ceva. Nu suntem vrăjitori, nu avem o baghetă magică și zicem, gata, am făcut, facem, rezolvăm. Nu promitem. Eu, cel puțin, nu pot să promit nimic din care nu pot să fac. O să încerc, împreună cu dumneavoastră, să facem ceva pentru integrarea noastră, pentru cooperare și să luptăm împotriva prejudecăților. Mulțumim. Vă mulțumesc! Da, și eu vreau să invit pe toți românii la vot. Ei știu foarte bine, foarte mulți mă cunosc. Știu și entuziasmul cu care eu am intrat în această cursă electorală. Le-am spus tuturor că este foarte important, pentru că eu sunt în mijlocul lor de foarte mulți ani. Ca persoană privată am făcut întotdeauna tot ce mi-a fost cu posibil ca să-i ajut, dar este cu totul altceva în momentul în care noi avem un post oficial, avem o funcție și putem să facem mult mai multe lucruri pentru voi. De asta v-am explicat întotdeauna că este foarte important să veniți la vot. Deci am să închei discursul meu cu ceea ce spune candidatul al primar pe care îl reprezint, Ignazio Marino. Daie, noi semo romeni de Roma. Și un pic de italiană, mulțumesc, doamna Valentina. Deci eu invit pe toți românii să vină să voteze. Chiar dacă le este greu, chiar dacă sunt descurajați, chiar dacă sunt dezamăgiți, să încerce să facă un efort și să vină să voteze. Că mă votează pe mine, că votează pe ceilalți candidați,
trebuie să avem un reprezentant. Sunt foarte multe posibilități ca și reprezentant la Primăria Romei sau la primăriile de sector în care se pot face multe lucruri pentru comunitatea românească și pentru toți cei care trăiesc la Roma. Mulțumesc. Domnul Bove? Eu invit pe toți românii și pe toți italienii să voteze un candidat sau chiar pe toți candidații români. M-aș bucura ca toți patru să fim, sau cinci, să fim în Primăria Romei, în Consiliul General al Primăriei Romei. Eu militez, lupt pentru adevărata integrare a românilor în Italia. Vreau cetățenie pentru copiii românilor născuți în Italia, vreau dreptul și vreau ca legea într-adevăr să fie respectată. Repet, sunt un voluntar și voi activa întotdeauna la nivel de politică ca și voluntar. Mulțumesc! Vom vedea duminică și luni câți români dintre cei care s-au înscris ați reușit să convinge și cu ajutorul acestei vizibilități date de televiziunea Romit TV. Și da, vom explica, dacă mergeți acasă, urmăriți emisiunea, la sfârșitul emisiunii, apropo de întrebarea câte voturi e nevoie pentru a ajunge consilier, vom ajunge și la acel aspect în care vom explica cum funcționează sistemul electoral, formulele electorale și ce șanse sunt în contextul electoral actual pentru comunitatea românească ca cineva dintre dumneavoastră să ajungă consilier. Vă mulțumim pentru prezență și ținem să specificăm că în afară de invitații noștri prezenți în studio și doamna Ionela Narcisa Rădan, pe care am avut-o prin telefon, la Consiliul Local din Roma, deci mai candidează și Maria Lucia Duma pe lista Cambiamo con Roma, Marchini Sindaco. Din păcate am putut chema doar un singur reprezentant pentru fiecare, așa cum spuneam, candidat la primărie. Deci mulțumim, așa cum spunea și Mihai, invitațiilor noștri. Noi luăm o scurtă pauză publicitară, după care ne revedem cu cea de-a doua parte a emisiunii, în care vom discuta cu cei care vor candida la primăria sectorului 6. O ultimă adăugare aș vrea să fac. Prietenii noștri din provincie îi rog să nu se supere, pentru că din același motiv al regulilor draconice impuse de normă, nu îi putem chema și nu îi putem avea în emisie, nici măcar prin telefon. Vă mulțumim pentru înțelegere.